Bilca Steel, cel mai important producător român de învelitori metalice, a demarat un plan investițional cu finalizare în 2016, care se ridică la aproximativ 5 milioane de euro. Suma bugetată este distribuită către dezvoltarea produselor cu desfacere în sectorul industrial, dar și cel rezidențial. Prima etapă din strategia de dezvoltare industrială a fost realizată în luna februarie. Bilca Steel a încheiat procedurile și a semnat documentele pentru achiziționarea activelor imobiliare Romlag Brașov, care se întind pe o suprafață de aproximativ 27.000 de metri pătrați. Halele intrate în proprietatea Bilca Steel sunt situate pe platforma Rulmentul Brașov și se află în vecinătatea halelor deja deținute de companie. Am făcut achiziția activelor Romlag, sunt 16.000 de metri pătrați de hale industriale și 27.000 de metri pătrați de teren. Această achiziție face parte dintr-un plan mai amplu al nostru, care se va încheia la sfârșitul lui 2016 și va depăși 5 milioane de euro. Toate investițiile astea sunt pentru sectorul industrial, pentru producerea tablei cutate, panourilor sandwich, practic hale industriale la cheie. În planul acesta avem în vedere și achiziția altor 15.000 de metri pătrați de teren care sunt între fostele hale Romlag și sediul nostru actual Bilca. Întreprindem o acțiune să vedem cum vom putea să achiziționăm această limbă de teren care ne e absolut necesară. Planul investițional al companiei de anul acesta presupune, în primul rând, mărirea capacității de producție. Achiziționarea unui producător local rămâne o variantă pentru Bilca Steel, dar și consolidarea rețelei de distribuire în anumite zone din România și celelalte țări în care vinde în prezent. Da, în 2014 creștem capacitatea pe produsul tractor, pe țiglă metalică clasic. Încercăm să ne consolidăm poziția de lider în piața de acoperișuri în România. Avem în vedere și achiziționarea altor utilaje pentru accesorii pentru acoperiș și în același timp derulăm un program de fonduri europene, al treilea dosar, care face parte din programul 2007-2013. Avem ca termen finalizarea la sfârșitul lui 2015. Bilca Steel a avut în 2013 afaceri de 104 milioane de lei. Pe lângă producătorul Bilca Steel, alte două companii activează în domeniul construcțiilor, HG Construct cu sediul în Făgăraș și Bilca Transilvania cu sediul în Cluj, care se ocupă de distribuția și montajul produselor marca Bilca. Fabrica Bilca Steel din Brașov are în prezent halele de producție care acoperă o suprafață de peste 17.500 de metri pătrați. La poarta fabricii au ieșit doar anul trecut peste 3,2 milioane de metri pătrați de sticlă metalică. Liniile de producție sunt complet automatizate, bazându-se pe cele mai noi tehnologii existente la nivel mondial.